vorbim despre reabilitare de trotuare, de străzi, aproximativ 10 milioane de lei, 10% din bugetul din acest an, sunt alocați numai pentru reabilitare de străzi. Un număr important, sunt 40 de străzi din programul de anul, din anul acesta, care vor intra în reabilitare prin înlocuirea bordurilor și înlocuirea asfaltului deteriorat. În prezent, Cernavodă are aproximativ 30% din străzi asfaltate, proaspăt asfaltate. Cu cele 40 de străzi care se realizează în acest an, ajungem la un procent de 80% din totalul străzilor. Și noi sperăm că în 2020, practic toate străzile, pentru că unele mai au probleme de infrastructură, spre exemplu, înlocuirea unor conducte de, sau montarea unor conducte de canalizare, cum e strada Corbului, strada Pelicanului sau alte străzi, au nevoie de repararea sau montarea infrastructurii de acest tip și apoi asfaltarea. Ele vor fi realizate în anul următor și, practic, după 2020 se intră într-un program de mentenanță, de întreținere a asfaltului pe aceste străzi. Sigur, serviciile publice nu înseamnă numai străzi și infrastructura de tipul termie sau apă, înseamnă și salubritate stradală, înseamnă și colectarea deșeurilor menajere, înseamnă și servicii de întreținere a spațiilor verzi, odată cu modernizarea zonei de pe faleză, Via Verde, preluarea aceleia și activități de mentenanță, dar și activități de mentenanță pe spațiile verzi existente, îmbunătățirea acestora, montarea de mobilier urban, se vor muta coșuri, bănci, se vor toaleta parcurile existente. Pentru că plecasem de la ideea de salubritate stradală, 30 de locuri noi de depozitare a deșeurilor în containere vor fi realizate în acest an. Vorbim de sistemul subteran de colectare a deșeurilor, care a fost implementat încă de anul trecut la Cernavodă și care va continua în acest an. Și practic, în 2020 vom avea toate amplasamentele de colectare a deșeurilor în mod colectiv subteran, astfel încât să se elimine mirosurile, aspectul necivilizat al depozitării acestor deșeuri și, nu în ultimul rând, un nivel de viață, un nivel de trai, dacă vreți, mai ridicat prin faptul că este un mediu mult mai curat. Noi mai devreme am fost pe strada Milcovului, care s-a terminat cu rigolă, cu bordură, cu asfalt nou. Bine, asfalt nou pe întreținere, adică era șchetat stratul de uzură și pus alt strat de 5 cm. Strada Milcovului am terminat-o, acum să întreb Mihai Eminescu. Avem 40 de străzi de reparat, străzi, asfalt, trotoare, borduri și, bineînțeles, și cu rigole. Ne mișcăm nu foarte repede, dar noi sperăm ca până la sfârșitul anului să terminăm cele 40 de străzi. Sunt împărțite pe pachete de lucrări sau toate într-un singur? Nu, noi avem administratorul, este gospodăria comunală, și avem contract de delegare cu dânsii și lor trebuie să le dăm lucrările. Le-am dat asfaltatul anul trecut, le dăm și anul ăsta, au subcontractor pentru asfalt și utilaje, dar ei au oamenilor la gospodăria comunală care fac trotoare, rigole și ce mai ține de trotuar. Grosomodo, procentual așa, cât s-a făcut din
toate 40, jumătate, mai puțin de jumătate, mai mult de jumătate? Nu, un sfert s-a făcut din... Și mai restul până la sfârșit. Mai este până la sfârșitul anului.